Bun găsit la rubrica mandat de primar. Astăzi ne aflăm în comuna Scorțeni, o comună care uh, are oameni gospodari, iar în fruntea comunei, bineînțeles, uh, un om și mai gospodar este vorba de domnul primar Cătălin Gheorghiță Anton. Noi am mers prin comună și am luat imagini cu toate proiectele finalizate. Bineînțeles, mai sunt multe proiecte în lucru care în scurt timp vor fi și ele duse la bun sfârșit. Bineînțeles, în rubrica noastră veți vedea și veți asculta un mesaj pentru toți cetățenii Comunei Scorțeni din partea domnului primar. Dragi prieteni și cetățenii Comunei Scorțeni, Uh, sunt în fața dumneavoastră pentru a vă explica ce am făcut în patru ani de mandat pentru această comunitate. Se putea mai mult, dar am scos maximul din minim. Am preluat o comună frumoasă, dar cu probleme mari. Proiecte care. Știind foarte bine și dumneavoastră că legislația se schimbă de la zi la zi, nu mai, nu mai erau viabile. Dar să vă detaliez cam ce s-a putut întâmpla în favoarea comunității și ce s-au lucrurile care s-au demarat în acești patru ani de zile. Am finalizat Căminul Cultural de la Grigoreni am uh, tras apă în acel cămin, l-am dotat pe fonduri europene cu mese, scaune, jaluzele verticale, veri, uh, videoproiector pentru copii. În acel uh, locaș s-au desfășurat și cursuri de dansul inițiate de mine. Uh, monumentul din fața acelui cămin a fost reabilitat, unde s-a organizat și centenarul și alte activități anuale în cinstea eroilor în vecinătate a fost o școală veche care a fost demolată și în locul acelei școli s-a construit un parc de agrement tot pe fonduri europene prin AFIR. Sper să se bucure copiii de acel parculeț, că este foarte frumos. Deci mă raportez acum, în primul rând, doar o luăm etapizat doar pe satul Grigoren prima oară. Am avut ghinionul ca în trei ani de zile să am trei ani de zile de inundații care au provocat uh, deteriorări de drumuri, de șanțuri, de podețe. Am reparat acele drumuri și acum doi ani de zile mi s-a locat o sumă generoasă de către Guvernul României, prin care am reabilitat drumurile și le-am pietruit. Uh, dacă vreau să-mi aduc bine aminte... Uh, pentru satul Grigoreni am demarat, adică dacă mă raportez numai la satul Grigoreni, am demarat și un proiect de asfaltare pe anumite zone. În urma inundațiilor. este dat ordin de ministru de pe 31 sau 30 decembrie anul trecut, prin care uh, ni s-au aprobat 11,5 km de asfalt, uh, repartizați pe toată Comuna, dar doar pe zonele care au fost afectate de inundații și care necesită o reabilitare și o asfaltare cu șanturi betonate. Pe satul Grigorene ar fi un segment prin fața căminului până aproape de releu, de la fermă, biserică, școală, și un segment de la drumul național până la Domnul Bălan. În Aval, zona de la Șerpeni până în Bogdănești la intersecția cu biserica și acel segment este uh, prins pentru a se reabilita. Că e un drum mai facil, o pantă mai lină, care face legătura între satul Șerpeni și Bogdănești. Menționez că limita satului Șerpeni înspre Mărgineni, este asfaltată de Comuna Mărgineni din anii anteriori și am considerat că este mai bine să facem legătura de la DN2G prin acea zonă ca să putem să facem o legătură ca să circule oamenii și iarna și vara, fiind o pantă mai lină și putând fi mai ușor de întreținut. Panta în aval de Grigoreni nici nu figura după, pe procesul verbal al al comisiei, care a fost la nivel de județ la prefectură, ISU și toate instituțiile statului, pe acel proces verbal. Atunci o trebuie să ne legăm de zona care ne-a fost trecută în procesul verbal. În Grigoreni am mai desfășurat și activități culturale, piese de teatru cu copii, cu cetățenii din, din comună, s-au alocat. Să zic mai bine, trei ani la rând niște bani pentru Biserica Ortodoxă din satul Grigoreni, în valoare de 55.000 de lei și 10.000 de lei pentru Biserica Adventistă din satul Grigoreni. Am montat și în satul Grigoreni, ca și în celelalte sat, sate, camere de luat vederi pentru protecția cetățenilor, ceea ce. Din ce știm, au diminuat infracțiunile și comportamentul necivilizat al unora, unor cetățeni. Zic că este un lucru bun, e în favoarea cetățenilor noștri. Dacă o să mai avem uh, surse financiare, o să extindem uh, și prin alte zone pentru uh, liniștea oamenilor din, uh, din satul Grigoreni. Dacă am uitat ceva, o să mă corectez la urmă. Pe satul, la Scorțeniu, la urmă, pe satul Florești, s-a alocat aceeași sumă și la Biserica Catolică, s-au făcut scările la Căminul Cultural de la Florești. S-a forat un puț pentru aducțiunea apă necesară pentru buna funcționarea Căminului Cultural din satul Florești. Am dotat Căminul tot prin fonduri europene, similar cu Căminul la cu mese, caune, cu jaloziere verticale la fiecare geam, videoproiector. Pentru oamenii din sat s-au desfășurat și activități culturale în acel cămin, și de Crăciun și mai mult de atât, acel spațiu se poate închiria de cetățenii din sat pentru stabilit prin hotărârea consiliului local un preț pentru fiecare uh, activitate, praznice, uh, aniversări și alte activități care sunt necesare uh, oamenilor din sat. La școala de la Florești, școala veche, am uh, schimbat acoperișul și grinzile de susținere, am uh, uh, schimbat uh, cu geamul de termopan acea clădire, geamul de termopan la acea clădire, izolație termică și fațadă la școală. Uh, pe viitor, când vom avea bani, urmând a se reabilita și interiorul acelei clădiri, stabilind o destinație, după părerea mea, și a multora care ar avea nevoie de o sală pentru un cabinet medical o dată pe săptămână, să vină cetățenii din sat, Uh, cum uh, se duce doamna doctor o pe săptămână la Grigoren să vină o dată, pe săptămână și la Florești, pentru că persoanele sunt vârstnice și sunt vârstnice și nu se pot deplasa chiar cum trebuie și ar fi util și aproape pentru ei, pentru o vizită medicală sau un tratament. Aș vrea în acea clădire să amenajăm un spațiu pentru tineret, un spațiu de studiu uh, și acel spațiu fi, put, putând fi folosit și pentru copiii de la campus, acea activitate care se desfășoară anual, numindu-se Vara Împreună, unde vin, copii, vin toate satele comunii și satele limitrofe. Am alocat pentru acei copii doi ani la rând sume din bugetul local cu ajutorul Consiliului Local pentru desfășurarea activităților de socializare și activităților artistice ale copiilor. Tot la Florești, vreau să vă explic că avem, similar cu Grigoreniu, aprobare pentru asfaltare pe situații de urgență, ce v-am explicat pentru Grigoreniu, de la cantonul de drumuri până în fundul satului, zona cea Gheorghe și 200 de metri înspre cimitir și 25 de metri stânga-dreapta toate toate ulițele. Așa este principiul proiect. Drumul principal va fi asfaltat și adiacent, stânga-dreapta, câte un segment de 25 de metri. Avem tot pentru Florești, depus la... Școțeni și Grigoren, dar mă raportez acum aici ca să știu oamenii din statul Florești, că s-a depus documentația la București pentru aducțiune gaze. Inițial stabilisem cu comunile uh, Limitrofe Berești, Azlău, Strugariu și Poduri să facem o asociație de dezvoltare intercomunitară ca să obținem fondurile mai ușor, dar după discuții și după uh, directivele guvernului ar fi mai favorabil pentru noi să mergem separați sau grupați către doi. Către, către doi. Atunci uh, am zis și am convenit cu domnul primar de la Strugari, Conducta magistrală mare trece prin Comuna Slugar, să venim cu aducțiune din Comuna Slugar. Așteptăm, știți că pe noi românii ne omoară hârtile, așteptăm avizele, așteptăm să se deblocheze de către guvern fondurile, ca în cel mai scurt timp să putem să implementăm acest proiect necesar pentru toată Comuna. M-am raportat pe acest segment de de filmare, doar că am ajuns pe satul Florești, dar uh, implică toate satele din această comunitate, adică 25 de kilometri lineari de aducțiune gaze. Aceste, uh, acest proiect este de viitor, deci nu, uh, nu am semnat contract de finanțare, dar uh, o să menționez în cel mai scurt timp acum și uh, proiectele care le am uh, semnate și sunt la faza de autorizare, vorbesc de zile sau două, trei săptămâni, până la vorba românului, până a băga hârlețul în pământ. Dacă, îmi cer scuze, dacă am uitat ceva să mai bifez pentru satul Florești, am să mă uit mai bine. În schimb, am schimbat, uitați pe Florești, am schimbat un anunț în probă, cu becuri, cu leduri și văd că funcționează foarte bine. Am la mine pe birou un proiect aprobat de Consiliul Local acum vreo două săptămâni, care mâine va fi depus pe fond de mediu pentru schimbarea tuturor lămpilor, nu becurilor, din comună, cu leduri economice, cu braț lung, finanțarea fiind de la, pe fonduri europene, orinie deschis acum nou, și avem un număr de registrare chiar generos, un număr 23. Și sperăm cu ajutorul Dumnezeu acest an, dacă ne ajută și vremea și nu ne implică pandemia, să realizăm și acest proiect, pentru că aceste becuri, aceste lămpi, vor avea garanții 5 ani de zile și mai scutim un pic de mentenanța lucrărilor dintre ținerea iluminatorului public. Tot pe Florești vreau să amintesc că nu numai în Indacele am avut aceleași situații ca în celelalte sate, am reparat drumurile și acolo, în plus am completat cu tuburi de 800 de milimetri sau de 600, în funcție de ce am avut anumite zone pentru scurgerea apelor de pe Versanți și văd că după aceste lucrări au fost avarii, dar minore. Deci apa se duce pe făgașul ei și nu mai afectează în mare măsură aceste, aceste drumuri. Ei, o să avem proiectul implementat pentru asfaltare cu și atunci o să scăpăm și de problema de reabilitare anuală cu balast și piatră, spartă sau ce necesită drumurile. Pe scorțeni. Pe scorțeni s-au făcut mai multe, mai multe lucrări. Vreau să spun că baza sportivă de la școală a fost finalizată. S-au schimbat două soluții la baza sportivă. Acoperișul de la vestiare, era prevăzut cu terasă și terasa a fost umplută cu niște sort umed și erau, vorbesc, de lucrări făcute înainte de a fi primar. Am schimbat soluția cu, cu nouă autorizație, prin care în aceiași bani mi-au pus șarpantă, pentru că în acea clădire eu știu că vor beneficia copiii. Și de aia nu era normal ca în acea clădire să plouă, să fie grasie și am schimbat soluția. Cu mici discuții din partea colegilor, așa, mai acide, mai neacide, eu am luat măsurile necesare și am schimbat soluția. E o soluție foarte bună. În loc, pe terenul de sport unde se desfășoară activitățile, în loc de gazon, care necesita udare și la un număr de 300 de copii se făcea mâl, am schimbat soluția tehnică și am pus gazon artificial. Funcționează foarte bine. Din păcate, sunt și oameni care acum, în ultimul timp cu pandemie, n-au mai ieșit, dar care și-au cam bătut joc seara după program, cu toate că doamna directoare la școală și cu alți colegi au pus lacăte, au fost tăiate, au intrat și au cumva au eludat uh, spațiu, dar acum nu, nu, se mai desfășoară activități legale pe acolo, pentru că și poliția a fost sesizată și ok, eu zic că acel spațiu trebuie să de acel spațiu trebuie să beneficieze copiii, pentru că este spațiu inclus în curtea școlii și doar pentru activități didactice. Pentru activități sportive, cu ajutorul Dumnezeu o să demărăm în altă locație, știu locația, dar nu vreau să vorbesc prea mult, după aceea spuneți dumneavoastră că uh, fapte nu vorbe. O să demărăm pentru tineret, printre care și eu pot să fac o activitate sportivă, tot un teren similar, doar pentru activități uh, sportive, dar pentru altă categorie de persoane. La Scorțeni, drumul de la DNU până la școală a fost betonat și șanțul de lângă, pentru că acolo era uh, balas și era greu de urcat, nici mașina școlii nu urca. Uh, s-au locat bani anual către școală și pentru uh, reparația microbuzului. La școală s-au desfășurat activități uh, uh, artistice, uh, copiii de la școală au beneficiat... Uh, V-am explicat mai înainte și de cursurile de dansuri. Anul trecut o parte din copiii de la dansuri au fost uh, uh, la mare, la Eforie sunt de au, au susținut spectacole și comuna scoțeni cred că se mândrește cu ei, că a fost pomenit numele comunei scoțeni uh, și cu copiii care au fost acolo. Anul ăsta vreau să demarez același proiect, o să am o ședință de Consiliu săptămâna viitoare, o parte din bani sponsorizare de la cei care gestionează sondele din zonă, 10.000 de lei, și 10.000 de lei am o să cer Consiliul local ca acei copii care de reprezintă cu brio peste tot să se ducă și la mare. Să dea spectacole, cum au fost și anul, a fost și anul în trecut. Acum, aici depinde și de Consiliul Local, nu depinde numai de primar. Primarul a avut inițiativa, Consiliul Local uh, aprobă. Uh, tot la fel în, în satul Scoțeni în fața grădiniței, am uh, pe afir un parc uh, pentru copiii de la grădiniță și pe o fundație de zom în parcul central din Scorțeni s-a amenajat un parc modern în valoare de 20.000 de dolari, bani din donații de la Fundația Ter de Zon. Este foarte frumos pentru desfășurarea activităților artistice de pe scenă, cele care sunt legate de sărbătorile de an, sau de încheierea școlar. Am extins scena anul acesta fiind un spațiu nu prea generos, acum zic că se poate desfășura orice fel de activitate ca toată lumea să vizioneze, să se bucure de momentele care încheia anul școlar, sărbătorile și ce, vreau, ce vrem să mai facem. În fiecare an, trei ani la rând, am făcut un festival de date și sărbători în satul Scorțeni, cu participarea multor cete de, cete de uh, colindători din zonele din jur, urși, capre și plug și uh, urători și tot ce derivă de aici. Foarte frumos, vreau să merg în continuare cu această tradiție, lumea văd că a fost bucuroasă. Tot în satul Scorțenii am reabilitat monumentul eroilor, uh, Zic că e ok, pentru că de atâta timp orice lucru se permează și e bine de reabilitat. Către Biserica Ortodoxă din satul Scoțeni s-a dus, dus o sumă generoasă, în jur de 135.000 de lei. Bani care părintele Paroh a gestionat pentru pictura din Biserică și pentru proiectul pentru Biserica Merișor. Uh, știu că necesită mai mulți bani acolo, dar avem cheltuielile uh, comunei, care uh, nu am fost niciodată împotriva nici n-am să fiu, dar în funcție de banii care avem, o să mai uh, o să mai dăm bani și la biserici, că fiecare bănuț dus acolo e bine primit, pentru că, cu adevărat, biserica Merișor din, uh, din satul scorțeni este un monument. Uh, deci și cu o valoare uh, și istorică și sentimentală pentru cetățenii din acest sat uh, și zic că uh, e ok ca să putem ajuta. Dar uh, părintele uh, părintelui am spus că pe Compania Națională de Investiții sunt uh, sume care se alocă pentru restaurarea monumentelor. A demarat un proiect, uh, am verificat la București, este depus, este în curs de evaluare și în funcție de cum stabilești dâns și prioritățile, acest monument va fi reabilitat pe CNI. La, uh, în afară de aceste lucruri, în, am achiziționat un bulte excavator uh, în, uh, pentru comunitate și o basculantă de 3,5 tone. Uh, am luat un, un pentru excavator și accesorii, adică o lamă de dezăpezire, o cupă care nu era prevăzută în dotarea inițială a buldoului și uh, lanțul echipat uh, cum trebuie. Uh, am adus o mașină uh, Logan la primărie. Uh, această mașină am primit-o de la Camera Deputaților acum trei ani pentru că nu mai aveam mașină cu ce să ne deplasăm în interesul comunității și deci, deci fără bani titlul gratuit ne-a fost alocată nouă. Am semnat acum un an jumate proiectul pentru grădință nouă în fața grădinții a parcului chiar în fața primăriei aici. Săptămâna aceasta am mers toate avizile că un an jumate ne-a ne ne trebuit timpul, să avem timpul necesar ca să scoatem toate avizele. Aceste avize uh, sunt baza autorizației de construcții. Contractul fiind semnat, firmă câștigată, firmă care a participat la licitație, a câștigat licitația, așteptăm de la zi la zi să ne iese autorizația de construcție cum ne-a ieșit, am dat ordinul în începea lucrării. Vorbim de zile, nu de săptămâni. Pe PNDL am prins un pod în zona Parascanu, în aval de, de primărie, peste pârâul Boului, care este în fază finală, se lucrează la Gabioane, în valoare de 7, 7, 7, 7 miliarde de vechi. Sperăm ca într-o lună de zile și facem și recepția. Colegii mei astăzi sunt la București la CNI pentru a depune toate documentele pentru asfaltare. Ce v-am spus mai înainte, și vreau să menționez că pe satul scorțeni am extins uh, uh, investiția, să zic, și pe alte zone. Deci, inițial, pe vechiul proiect care era expirat, pe Daliu Vechi, era, era zona de la Deneu până la cimitir și prin fața bisericii. Acum am extins tot în urma inundațiilor, în baza procesului verbal, alocându-se mai mulți kilometri, am stabilit și ulița de la monument, la deal în Scorțeni, Valea de la dealul roșu până la ieșire la Popa, Dragomereasa, până sus la să dau un reper la Tudorache. Și uh, alt segment uh, prin spatele bisericii, pe la fântâna cu până, până sus și segmentul de drum la Neam Mihai uh, Zanfirescu. Uh, fiind dat ordin de ministru, noi, term noi terminăm documentația, de acum intrăm la faza de licitație care o organizează cni ul ce implică? Deci, primăria atât mai are de făcut, doar niște clarificări. De dat, o hotărâre de Consiliu Local cu indicatorii tehnico-economice ai lucrării, valoarea fiind de 4 milioane și de euro bani de la CNI, ne gestionăm noi acești bani. Și, în afară de, de indicatori, predarea amplasamentului. Noi predăm terenul, Amplasamentul și ei ne dau la cheie uh, lucrarea. Deci și licitația și lucrarea o va stabili Compania Națională de Investiții. Eu zic că este bine, uh, aș fi vrut mai mult, aș fi vrut mai repede, dar ne cramponăm în hârtii, în documente, în avize, ceea ce uh, nu este ușor. Vreau să vă, vă spun și un impediment uh, recent pentru un aviz de la Mediu. De la Bacău, am primit o adresă prin care îmi spunea că zona, chiar am hârtia în față, zona unde, la Șerpeni, unde se va asfalta, se va face drumul, intră în vecinătatea sitului Natura 2000, cu faună și floră protejată. Fiind în vecinătate, sper să-mi dea avizul că distanța de la sit și până la drumul care există, un drum pietruit, este de un kilometru jumătate, 2 km. Și sper că să nu fie un impediment. Chiar astăzi, cei de la Agenția de Mediu mi-au spus că vor veni, că la faza de pt la proiect tehnic, îmi, îmi trebuie acest aviz. În rest, Iluminatul Public și pentru scoțienii este valabil, și aici am, am, am montat niște lămpi uh, pentru testare, să vedem eficiența lor. Cu adevărat, au o luminozitate deosebită. Camerele de luat vedere sunt și la Florești, sunt și la Scorțeni. Uh, uh, am alocat uh, bani pentru persoanele că uitam, pentru cetățenii care au făcut 50 de ani de căsătorie și le-am alocat uh, în funcție de registru de căsătorii care este la stare civilă suma de 500 de lei, s-au alocat bani de către Consiliul Local și Primărie și pentru persoanele care au avut probleme pe partea socială, să spunem, un deces și nu au avut gen să îngroape sau cine i-a îngropat a solicitat bani și s-au dat bani în funcție de facturile care le-au prezentat. și doleanțe care le-au avut, s-au mai alocat bani și pentru uh, inundații, pentru persoanele care chiar au avut probleme pentru îndiguire și parcă de rețin 2000 de lei a primit o familie din Scoțen. Uh, pe partea socială avem echipa la UNICEF și cu colega de la asistență Socială care se ocupă ok. Uh, am uh, în centru satului aici, în scoțeni, acum 2 ani de zile, tot după inundații, văzând că apa depășește DNU, am uh, curățat șanturile și am pus tuburi uh, de beton care, până la poliție și văd că nu mai au uh, același efect inundațiile și apa se duce pe șanț și se scurge în aval până... Am... Uh, uh, o stație de epurare era necesară pentru Comuna scoțim pentru blocuri, deoarece anterior era o stație de de a intra eu ca primar, era o stație de epurare rudimentară, veche de pe timpul când s-au construit blocurile, controle peste controle la ceilalți primari, Avertismente, culme ironice, când am intrat în primar la o lună de zile, mi-au dat amendă 300 de milioane și am câștigat procesul. Am, am luat o stație de epurare, am montat-o, este ecologic cu toate avizile în spate, apa se duce în emisar, deci nu, nu mai avem probleme de genul ăsta la rezervorul de apă de sus, am, am avut niște probleme și cred că le avem până vom implementa și e și necesară și apă și canal, dar nu vreau să spun nici minciuni, nici să îmbălsămesc pe cineva, dar o să, o să dureze un pic, așteptăm linii de finanțare, că nu sunt momentan. Acolo am montat un filtru cu ultraviolete, deoarece DGP-ul ne-a cerut ca apa să fie, să fie tratată. Eu zic că acum nu sunt probleme, am cerut autorizare pentru acea rețea de apă, că nu s-a cerut niciodată și la vizita în teren al celor de la DSP-ul, ni s-a impus să mutăm acel rezervor, deoarece este în vecin vecinătatea cimitirului. Mă miră faptul că 30 sau 40 de ani de când există acel rezervor, nimeni nu s-a sezizat că e în vecinătatea cimitirului. Și acum când cerem autorizare să fim legali, ni se impun niște chestii care nu, nu depind de noi. Nici nu ai sursa financiară să-l muți acum și nu poți să lași nici oameni fără apă, că la această, la această instalație este legată și o anumită categorie de, și copii la școală și primăria și cetățeni din comună. E păcat că ne, ne, ne împiedicăm de niște chestii care ar trebui să curgă mult mai ușor. Eu uh, și vreau să vă zic, că uh, poate am omis ceva, dacă am omis, uh, am omis și la că am făcut gardul care nu era prins în proiect, am făcut și gardul ăla. Am reabilitat și în fața primării pavele care au măcinate, uh, pompa, pompa de apă din, uh, am reparat-o și am mai făcut și o pompă rezervă cu motor pentru instalația de apă. Sunt multe lucruri care poate le-am omis și vreau să aveți încredere în mine și, ce vă rog, eu nu aș vrea să se bucure cineva, dacă aveți încredere în mine, din munca mea, aș vrea să, fiu, să mă aștept să pot să-mi duc munca la sfârșit și dacă nu mi-o duc, să mă sancționați atunci. Am muncit patru ani de zile pentru aceste proiecte. Și vreau să vă spun că am intabulat toate drumurile din comună, că nu poți să construiești ceva pe ce nu e tău. Pentru a demara un proiect european sau un proiect și din banii proprii, trebuie să, să fii proprietar pe ce construiești. Și chiar am făcut acest lucru, se poate construi pe orice zonă din comună, și pe instalații de gaze, și pe apă, și pe asfalt. Acest lucru nu a fost doar pe mici segmente. Dar toată comuna, toate drumurile publice din Comuna Școlțeni în acest moment sunt uh, cu număr, cu cărți funciare intabulate. Vă mulțumesc că aveți încredere în mine. Acești patru ani de zile am încercat. Poate am greșit și eu, poate au greșit și alții. Uh, dacă am greșit, îmi cer scuze. Dacă am făcut prea puțin, îmi cer scuze, dar vreau să aveți încredere în mine și să mă, să mă susțineți că eu, chiar fără falsă modestie, nu vreau să pară nu știu ce om, chiar pun suflet în ceea ce fac. Numai că este greu. Știu că e greu, dar răzbesc. Aveți încredere în mine. Vă mulțumesc pentru minutele acordate.